Salutări și bine v-am găsit la începutul unei noi serii de pe canal, sau cel puțin o posibilă serie. Da, vom începe o serie de player review și anume voi cumpăra un jucător în fiecare episod, voi juca un meci sau două cu el, iar la final îmi voi da cu părerea despre el, îi voi da o notă în funcție de preț și o notă în funcție de cum joacă și cam așa va arăta un videoclip de genul. Dacă vreți să continui această serie, hai să strângem 800 de like-uri la acest videoclip și cu siguranță voi continua această serie dacă văd că vă place. De asemenea, dacă vreți să apareți în videoclipul următor, lăsați un comentariu acolo la ce jucător ați vrea să fac review în episodul următor, iar comentariul cu cele mai multe like-uri va fi ales și voi face un screenshot și veți apărea în videoclipul următor. Jucătorul să nu fie foarte scump, după cum puteți vedea am doar 150 de K, deci orice jucător până în 150 de K este ok. Puteți să lăsați comentarii și cu jucători de la SBC-uri, de exemplu avem Carlos Vela, care e destul de ieftin, putem să-l facem și pe Osimhen ăsta să-l încercăm, însă vă las pe voi să decideți la ce jucător ar trebui să fac review. În fine, astăzi îi vom face review lui nimeni altul decât Alexandru Mitriță. Îl avem aici pe Alexandru Mitriță, 81 Mitriță. Am zis să începem cu un român aici această serie. Mi s-a părut destul de interesant, chiar dacă cardul lui a apărut acum 2 săptămâni, ceea ce e destul de mult. Însă am zis să începem cu un român aici și având în vedere că e singurul info român, l-am ales pe el. Deci Mitriță are 90 pace, 84 dribbling, 77 shooting, 74 passing și cam atât. Physical nu prea are, defending nu prea are. I-am băgat aici un sniper la chemistry style, îi duce attack positioning-ul la 85, finishing-ul îl duce foarte mult, îl duce la aproximativ 90. Agility-ul nu mai zic, 99 agility, s-ar trebui să fie foarte bun pe dribbling Mitriță. Da, și hai să vedem cum se descurcă într-un match, o să-l bag și pe la cazeta aici în locul lui tipul ăsta. L-am pus doar ca să-i dea chimie lui Mitriță. Asta să vedeți cum jucăm. Deci o să-l jucăm într-un 4-4-2. O să-l jucăm striker pe Mitriță, alături de la cazeta acolo. Da, vom juca la Division Rivals, nu vreau să mă risc să joc la Food Champions. Oricum tot Silver nu scot la Food Champions. Da, luăm o gură de apă să ne hidratăm înainte de meci. Da, și hai să vedem primul meci. Are o echipă destul de bună, Aguero la cazet, Lucas Moura, Firmino, Sissoko. Mă rupe rău, chiar nu vreau neapărat să câștig, vreau doar să-l testăm pe Mitriță. O să-l forțăm puțin pe Mitriță, hai să vedem. Ok, Alexandru Mitriță la balon. Se simte destul de bine, văd că e destul de agil, le are pe dribbling. Oh, frumos trece aici Mitriță, îi pasăm din nou lui. Văd că nu are 4 stele, cred că are doar 3. Opa! Not bad, destul de aproape acolo, dintr-o nimereală. Văd că e foarte agil Mitriță. Hai să vedem ce facem aici, îi pasăm lui la cazet. Ne întoarcem așa. Mitriță aici, Mitriță, șutează Alexandru Mitriță și marchează fantastic pe șut. Alexandru Mitriță marchează minutul 6. Deja văd că se simte foarte bine. Pentru prețul lui, zic eu că e destul de bun. Am dat doar 12K sau 11K jumate pe el și văd că e foarte bun. Sau cel puțin așa a început. Pasă din nou la Lucas Moura. Pasăm aici la nimeni altul decât Alexandru Mitriță. E liber acolo Mitriță. Mitriță, e de neoprit acest Mitriță. Fines. Mitriță, dublă aici. Excelent Mitriță. Se descurcă fantastic. Pentru un jucător de 81 se simte foarte, foarte bine. Nu vine să cred. Ia uite-l cum recuperează. Ia uite-l. Pum. Am pierdut aici. A recuperat din nou. Nu cred. Bum. Bum. Colțul scurt. Nu cred, bară. Nu cred. Nu vrea. Nu vrea jocul. Excelent. Excelent de prost. Bă, deci Mitriță e geniu până acum. Ori oponentul slab și nu știe să se apere, ori Mitriță chiar e așa de bun. Dar văd că, nu știu, sar mingile la el. Ei, Mitriță. O pasă aici la Mitriță. Și Mitriță face 3-0, nu cred Mitriță. Mitriță e hat-trick în primul meci. Geniu, geniu. Hai să facem și o celebrare aici. Hai că nu s-a blocat deloc. Bam, asta lui Firmino. Ia uite-l mă frate Mitriță. Bă, deci nu poți să ia mingea mă. Și e șmecher care și fața ca în realitate. E un plus ăsta. Ok, recuperează aici Mitriță, dar jocul normal că se mișcă foarte prost. Da, am lag. Am lag din cauza serverelor. Hai să dăm din nou pe Mitriță. Hai, poate și un assist. La cazet. La cazet aici șutează, însă șutează destul de prost. Scoate Alisson foarte lejer. Era mișto să avem și un assist din partea lui Mitriță.
Oricum, cu siguranță o să fie omul meciului. Aguero aici, Aguero și dă gol și Aguero aici, se face 3-1. Guardiola o pasă aici la Mitriță. Mitriță ține foarte bine de minge Mitriță. Ok, Lucas Moura se întoarce bine. Lucas Moura șutează acolo, însă Alisson scoate. Bă, dar se mișcă bine roșu, n-am ce zic. Ok, din nou Mitriță. Nope. Bă, da, până la 3-0 s-a mișcat absolut fantastic. Până la 3-0 s-a mișcat bine jocul. Acum, după ce am dat 3 goluri, hai să avem lag. Ce știe să treacă acolo, la Cazet. La Cazet o pasă către Mitriță. Mitriță, ah, greșește aici Mitriță. Ok, o pasă aici, Lucas e liber. Unde e Walker? Unde e Walker? Dă 3-2, am înțeles. Înțeles. Mitriță la balon, haide Mitriță, fă ceva Mitriță. Excelent aici. Mitriță. Ah, mă, dacă ar avea 4 stele skill-ul, ar fost... Opa. Opa, Mitriță. Dă de aici? Ah, e imposibil să dea de acolo. Însă am zis să încerc așa la mișto. Poate, poate intra. La Cazet, o pasă la Sisoko. Haide, pasă bună către Mitriță. Alexandru Mitriță. Trebuie să marcheze, însă scoate Alisson. Dar se mișcă jocul execrabil. Nu cred așa ceva. Bă, deci n-ai mă cum să joci cu serverele astea de la ei. Cele mai bune servere. De fapt, nu. Este oprit acolo prin fault. Oh! Oh! Nu! Dă pe lângă poarta acolo. 7 șuturi a avut Mitriță până acum și 3 goluri. Ok, Moura. Moura. Mitriță e liber. Ah, totuși rămâne la minge Mitriță. Nu prea are pe unde să dea Mitriță aici. O să trebuiască să paseze în centru. Ok, Saint-Maximin. Saint-Maximin șutează aici, Saint-Maximin, dar jocul din nou se mișcă, te mișcă prost. La Cazet este blocat acolo, clar, fault, însă Mitriță e liber aici, dar n-am avut pe unde, efectiv n-am avut pe unde. Destul de multă viteză, o pasă aici la Cazet, la Cazet, dacă ar întoarce și el bine. Ah, Mitriță, dar din nou este deposedat, nu mai este la fel de constant ca la începutul jocului. Pasă, hai Mitriță, tu ești. Ah, nu mai trece aici Mitriță. Mitriță din nou. Este depozitat foarte ușor Mitriță. Nu prea mai joacă cine știe ce acum. Mitriță din nou liber aici. Ar trebui să dea gol. Nu cred, i-a sărit mingea. Mamă, cum i-a sărit mingea. Da, se termină meciul. Mitriță a avut un meci extraordinar. Practic ne-a cărat singur în acest meci. A dat 3 goluri. Da, și cred că ăsta e singurul meci din episod. M-am convins destul cât de bun este Mitriță. Un jucător foarte bun. Iar acum urmează să-i dau nota lui Mitriță. O să-i dau o notă de 9.5. Chiar dacă a dat 3 goluri, după ce a dat alea 3 goluri, chiar nu s-a mai simțit așa de bine cum s-a simțit la începutul jocului. Merită o notă de 9.5 Alexandru Mitriță. Iar din punct de vedere a valorii pentru cons, se dau o notă de 10 din 10. Am dat doar 11.500 de coins pentru el. Iar la banii ăștia e chilipir, e tot ce trebuie. E fantastic pentru 11k. Deci dacă aveți 11k și n-aveți ce să faceți cu ei, cumpărați-l pe Mitriță. Fantastic jucător, are 5 stele weak foot, un dezavantaj ar fi că are 3 stele skill moves și nu poți să faci heal to heal cum trebuie. Ăsta e singurul dezavantaj. De fapt nu, mai e și strength-ul care nu e foarte mare, e 57 strength și cam pierde unele dueluri. Dar per total este un car bun. Sper că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați de like acolo. Dacă strângem 800 de like-uri la acest videoclip, o să continuăm seria. Nu uitați să lăsați un comentariu dacă vreți să apăreți în videoclipul următor, la ce jucător ați vrea să fac review. Avem 150 de coins, putem să facem, cum am spus, comentariul cu cele mai multe like-uri va fi ales. Nu uitați să vă abonați, facem și noi 30.000 de abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat!